Moarte, nimic nemuritor, nici sâmburul luminii de viață dătător, nu era azi, nici mâine, nici ieri, nici totdeauna, căci unul era toate și totul era una. Din negurile imemoriale ale timpului apar ei, carpato-dunarenii, traversind silențioși mileniile, lăsând însă amprente adânci pe harta omenirii. Istoria lor știută, dar în special neștiută, abundă în mistere, mituri și legende, secrete auzite, dar în special uitate, neglijate, ascunse sub mantaua întunecoasă a secolelor. Au supraviețuit timpului și locului cu enigmatica lor prezență, oferind lumii cunoștințele lor fantastic de avansate cu privire la natură, construcții de case și orașe, tainele medicinei, cunoștințe astronomice și de filozofie, și nu la urmă scrisul, roata, plugul, jugul, căruța cu două și patru roți, cele sunt atribuite tot lor, ca de altfel și primul arc cu săgeată de os de la Schela Cladovei, primul bumerang de la Vidra, toate acestea fiind doar numai câteva din realizările acestui popor socotit încă misterios. Foarte puțini sunt cei ce știu că Europa, ca de altfel multe alte plaiuri de lume, le datorează lor, carpato-dunărenilor, civilizația de care se bucură azi. Spațiul carpato-dunărean poartă în el cele mai vechi vestigii ale existenței și activității omului în Europa, indicând apartenența lui la mare arie a antropogenezei. În județul Vâlcea, la Bugiulești, bogate resturi de oase de animale ne duc în fața perioadei vilafranchiene. Resturi osteologice umane din peștera de la Ohaba, Ponor, două falange de la mână și una de la picior, provenind de la tipul Homo sapiens neandertalensis, ne poartă într-o altă perioadă istorică. Așezarea din peștera Cioarei de la Boroșteni, județul Gorj, datată cu carbon radioactiv, se dovedește a fi fost locuită acum 47.550 de ani. Despre acești strămoși îndepărtați, sigur că nu putem spune prea multe azi. Cea mai veche fosilă a omului modern a fost găsită tot în spațiul carpato-dunărean. Maxilarul unui om al peșterilor care a trăit pe teritoriul României de azi este cea mai veche fosilă a primului umanoid modern găsită în Europa. Având trezături primitive și o structură a dinților specială, mandibula acestuia suportă ideea că locuitorii acestei zone ar fi apărut prin încrucișerea neandertalezilor cu cromanioni. Maxilarul găsit în sud-vestul munților Carpați ai României a fost datat cu carbon radioactiv, atribuindu-se o vechime de 34-36 de mii de ani, ne spune profesorul Eric Tinghaus de la Washington University din St. Louis, Statele Unite ale Americii, care a condus acest studiu. Posibil cu câteva cuvinte să fii inteligent.
Datarea științifică îl consideră acum pe acest ion, așa cum a fost botezată relicva umană de cercetătorii români, cel mai vechi specimen al omului modern din Europa și furnizează perspective inedite asupra apariției și evoluției primilor umanoizi moderni în nord-vestul vechii lumi, au scris Tinghaus și colegii lui într-un raport care a fost publicat în procedurile Academiei Naționale de Științe. Învățară latin așa ușor, vezi, asta nu mă miră și zis-am bravo lor. Dar că-și uitară limba, vocabular întreg, vezi, domnule, eu asta nu pot să înțeleg. Maxilarul a fost găsit în anul 2002 în peștera cu oase, în sud-vestul României, și este cea mai veche fosilă umană modernă care a fost vreodată datată direct, a spus într-un interviu telefonic profesorul Tinghaus. Tot el ne spune că, luat în totalitate, acest material este primul care documentează în mod sigur cum arătau oamenii moderni când au început să se răspândească în Europa. Perioadă istorică așa de nesemnificativă, de 165 de ani, toți dacii au învățat o limbă nouă, latina, uitând-o pe a lor. Deși îi numim moderni, ei nu sunt complet moderni, în sensul în care noi ne gândim la oamenii care trăiesc azi, a adăugat el. Forma facială de bază ar fi fost ca a noastră, dar de la obraji în jos ar fi arătat mult mai dezvoltați. Maxilarul este similar cu cel al primilor umanoizi moderni găsiți în Africa, în Orientul Mijlociu și mai târziu în Europa, dar molarii cazului descoperit sunt neobișnuiți de mari în cazul acestui caz din România și proporționați într-un fel care îi face să arate diferit, aproape ca un neandertalez, a spus Tinghaus. Profesorul Eric Tinghaus este suporterul principal al ideii, încă controversată, precum că primii umanoizi moderni ar fi o încrucișare între neandertalezi și cromanioni. Aceste două subspecii ale lui Homo sapiens au trăit cot la cot în Europa timp de mii de ani și evidența sugerează că între ei au avut loc schimbări de obiecte, un fel de strămoș al comerțului de mai târziu, ca de altfel și alte contacte tribale sau, de ce nu, individuale. Specimenele sugerează că de atunci ar fi avut loc schimbări clare în anatomia umană, a spus Tinghaus. Oasele sunt de asemenea complex compatibile cu amestecul între populațiile reprezentând omul socotit modern, cromanion și cele ale neandertalului. În localitatea Abrido do Lagar Velho din Portugalia s-a găsit scheletul unui copil care indica semnele unui amestec între neandertalez și omul modern timpuriu din peninsula iberică. Vechimea lui era de aproximativ 25.000 de ani. La Dolnii Vestonice și la Pavlov, în partea sudică a Moraviei, în Cehia, s-au găsit resturi umane vechi de 25-27 de mii de ani, aparținând de asemenea
omului modern european. Și totuși, cele din spațiul carpato-dunarean sunt, nu cu 100 de ani, nici cu 1000 de ani, dar chiar cu peste 10.000 de ani, mai vechi ca cele din Cehia. Thank you.